Lui meci, minutul 3, Keita reușea să înscrie din centrarea lui Țigănașu. Le-a făcut bine ieșenilor acest gol marcat chiar în debutul meciului, pentru că le-a dat pur și simplu aripi, le-a dat încredere. A venit eliminarea lui Silaghi, penalti transformat de Tincu, cu execuție sigură. Apoi, chiar înainte de terminarea primei reprize, Balauru a scăpat această minge în față, iar Straton l-a pedepsit cu un gol. 3-0 așadar la pauză. Și, în fine, în repriza a doua, Ciupe nu ajunge la această minge. Țigănașu înscrie pe sub Dragoș Balauru pentru a stabili scorul final. CSM Steaua și Universitatea Cluj 4-0.